Bună dimineața, vă spun dintr-o nouă zi de vineri, după o mini-vacanță bine meritată, vă anunț că iar e weekend, iar asta înseamnă că avem din nou timp liber. Ce facem? Ieșim afară. Am făcut din nou o listă cu cele mai faine evenimente la care trebuie neapărat să ajungeți. Nici nu am terminat bine mini-vacanța că avem din nou zile libere și ceva petreceri. În București nu poți ține dietă. De la 1 mai încoace, festivalul cărnurilor continuă în parcul Herăstrău. Dacă ești pasionat, îți spun că ai fripturi de toate felurile. E bine că poți face și ceva mișcare la finalul mesei. O plimbare în jurul lacului e perfectă după o masă copioasă. Dacă e sâmbătă, pregătește-te de show. The Australian Pink Floyd vin la București pentru un spectacol cum ai mai văzut doar la Pink Floyd. The Australian Pink Floyd este o trupă de rock progresiv care și-a dedicat activitatea muzicală legendarei trupe. Înființată în urmă cu 30 de ani în Adelaide, Australia, The Australian Pink Floyd a susținut show-uri memorabile în peste 35 de țări de pe tot mapa mondul, la care au asistat mai mult de 4 milioane de spectatori. În prezent, trupa are în componență 11 membri, din care 3 sunt cei mai longevivi și chiar fondatori: Steve Mac, vocal și chitară, Colin Wilson, chitară bas și vocal, și Jason Sofford, clape. Tot mâine, Amna sărbătorește 7 ani de muzică la nivel înalt și te invită la un concert aniversar care te va lăsa fără aer. Artista va cânta alături de bandul ei, iar pe scenă vor mai urca și câțiva invitați speciali. Duminica e pentru teatru. Fest Inn pe Bulevard se transformă în Planeta Shakespeare. Preambulul festinului din anul acesta va fi constituit din 6 dintre spectacolele programate în ediția 11 a festivalului Shakespeare. Vin la București actori de pe 5 continente în 6 din capodoperele Marelui Englez, producții din Marea Britanie, Corea de Sud, Australia, Africa de Sud și Statele Unite, plus o producție notara. Programul complet îl găsiți la doar un search pe Google. Pentru că am ținut-o din vacanță în vacanță și din grătar în grătar, zic să ieșim și la o alergare. Și dacă vrei puțin aer curat, înscrie-te la Ecomaratonul organizat sâmbătă la Moeciul de Sus. Vei rămâne uimit de traseul concursului, care străbate drumul dintre Moeciul de Sus și Fundata, de la poalele munților Bucegi. Nu trebuie să fii alergător de performanță, important e să ai puțină ambiție și dor de ducă. Îndrăznește să fii supererou la The Color Run Hero Tour Timișoara. Peste 2000 de participanți sunt așteptați să-și unească puterile pentru a scrie cea mai frumoasă poveste a primăverii. Tot ce trebuie să faci este să alergi 5 km pe 5 mai. Încă mai ai timp să-ți iei kitul de participare. Arta de a degusta un vin și plăcerea de a-l înțelege nu aparțin exclusiv profesioniștilor. Indiferent cât de bine și tehnic cunoști vinurile, normele de degustare, teroaul, stilurile de vinificare, aromele, nu înțelegi vinul până nu-l simți. Iar simțirea aparține tuturor celor curioși, conștienți, dornici să perceapă viața prin prisma experiențelor. Anul acesta la Wine Up găsim și kitul de explorări senzoriale. Sibiul se transformă într-un mare cinematograf. Festivalul European Este Film propune 5 secțiuni dedicate cinematografiei europene, văzute din perspective diferite și dezbătute așa cum merită. Dacă ești pasionat, merită să dai o fugă până la Sibiu. În felul acesta te bucuri și de un oraș frumos. Caută programul pe net, găsești toate detaliile. Tot de film vorbim și în continuare, pentru că azi puteți vedea în premieră thrillerul supranatural Adevăr sau Provocare. Un joc nevinovat între prieteni devine mortal când cineva sau ceva începe să-i pedepsească pe cei care nu spun adevărul sau care refuză o provocare. Dacă vreți să aflați mai multe, mergeți la cinema. De azi îl găsiți în program. Închei prin a vă spune că vremea se anunță chiar frumoasă, așa că vă încurajez să ieșiți din casă, pentru că mi-am făcut datoria și de această dată îmi iau la revedere, dar doar până vinerea viitoare. Tare, ia mai dă o dată să mai văd dată. Ce? Păi abonamentul meu. Da, mă, dă să mai derulez eu dată. Bă, văd o dată. Fă-ți abonament pe Antena Play și derulez înainte și înapoi.